din o zi de la care l-a făcut cu NCS-ul. Discutăm acolo, stăm aici, stăm așa. Atențiune! Deci întâi prezentăm obiectivul de către cei care s-au dat de lege să facă asta și apoi parcurgem împreună comisia toată traseul stabilind dacă s-au respectat ceea ce înseamnă elementele constructive, detalii. Și apoi să aduce sau nu recepție. Sunt pregătiți proiectantul, dirigintele, constructul, se prezintă punctul de vedere. Așadar, înainte să le urăm succes celor de la Oculus Indic pentru această recepție, care sperăm să fie validată de către autoritățile care au venit să verifice. Poziția, o să vă spun poziția mea vis-a-vis de această investiție. Consider că este, din punct de vedere tehnic, din punct de vedere constructiv, o performanță ceea ce s-a realizat. Și îi felicit și pe cei de la Oculus Silvic și pe constructor pentru modul serios în care au abordat această investiție. Este o investiție din fonduri europene. Este o investiție care deschide posibilitatea de a recolta masă lemnoasă dintr-o anumită zonă care nu era accesibilă. Lucru cu care eu nu sunt neapărat de acord. Pe mine mă interesează modalitatea în care putem să legăm acest drum cu alte rute și să transformăm acest drum sau să-i dăm o utilitate chiar turistică acestei investiții. În rest, prea puțin personal mă interesează dacă se scoate lemn sau nu. M-ar interesa să nu se scoată sau să găsim metodele, probabil de anul viitor, astfel încât să introducem cât mai multe zone sau cu un perimetru cât mai larg în ceea ce înseamnă zone protejate. Nu pot să nu remarc faptul că s-a muncit într-un mod foarte serios. Încep cu a spune că acest drum este finanțat 100% din bani europeni. Primăria Baia Mare a primit acești bani pentru, pe măsura 125, special pentru așa măsură care se numește accesibilizarea fondului forestier. Scopul drumului este de a ajunge în păduri, 2000 de hectare de pădure în care n-au fost drumuri, pentru a gospodări corect și durabil pădurile municipiului Baia Mare din partea asta, Valea Roșie, Sonioca. Și acest drum ajunge până în limite cu Valea Băiței, o treime din pădurile Băii Mari sunt în Valea Băiței, unde va fi racordat la o altă rețea de drumuri care este din zona sub Pietroasa. Era nevoie de el? Sigur, sigur. Nu numai acesta este drumul, rețeaua asta de drumul finanțată are 8 km aici și 2 în Călămar. Călămarul este la 1000 de metri altitudine, o zonă de altitudine, și care accesează pădurile din zona rotunda.